Suntem la sfârșitul zilei de 10 august, zi în care s-a lucrat în această secțiune marcată cu numărul 13. Dimineața s-a răzuit și se surprinseseră 4 pete de complexe. Se dovedesc a fi toate morminte. Avem aici un mormânt în curs de curățare, dezvelire. În partea superioară a scheletului s-au depistat resturi de lemn putrezit, bârne, s-au și selectat o parte dintre bucățele de lemn putrezit pentru anumite analize. Aici însă partea superioară a scheletului vedem deja degajată, urmează însă deja această zonă de curățat și de înregistrat. Deocamdată nu avem depistate vreo piesă de inventar. Un alt mormânt marcat cu numărul 24 e acesta, mormânt de copil. Mormânt de copil, infans 1, prost păstrat, însă și acest mormânt avea în partea de sus resturi de lemn și vedem și aici lemn putrezit păstrat de la acoperământ mai curând. Scheletul s-a păstrat prost, doar craniul, și vedem aici oasele picioarelor și câteva coaste din scheletul propriu zis. La o adâncime mai mică, acel mormânt e orientat cu capul spre nord-vest, acestea însă toate, le avem încă două aici, morminte de maturi, orientate cu capul spre vest. În partea de sus acestui mormânt, până la identificarea petei propriu zise, s-au descoperit mai multe fragmente de vase ceramice specifice cu arde de aur. Însă, trebuie subliniat că și în umplutura propriu zisă avem cioburi. Avem aici chiar păstrat fragmente de la fundul unei oale, lucrată la o roată rapidă, și acum la o pungă deja strânse câteva cioburi, strânse din partea superioară a umpluturii, dar din zona picioarelor. E un schelet de matur, vedem orientarea lui spre vest, cu brațul drept de-a lungul corpului, iar stângul așezat pe oasele bazinului, picioarele strânse și alăturate. Și acest schelet, trebuie subliniat, e întors cu fața spre sud. Și un ultim mormânt îl avem aici. Pentru a fi degajat complet, am extins săpătura, însă am lăsat acest martor căci surprinsesem o parte din lemn putrezit provenind de la acoperământul acestui mormânt. A fost un prag și mormântul propriu-zis la adâncimea mai mare. Lemn care s-a surprins atât aici cât și în partea cealaltă. Din păcate, foarte puternic putrezit. Yeah.